Că da, du-te odată că mă enervezi. Așteptăm să vină păsările migratoare din țările străine și numai zboară avioanele. În schimb, avioanele duc românii spre zone mai calde. Bună dimineața, bine v-am găsit aici pe canal. Pe canalul de YouTube, unde vă adunați în fiecare zi lucrătoarea săptămânii de luni până vineri de la 10 dimineața. Mulțumesc pentru că v-ați pornit clopoțelul cu notificările. Sună clopoțelul, vine Neanicu. Bună dimineața încă o dată. No, iar am trecut la pufoică, iar pe dedesubt o vestuță. N-ai ce să faci. Ieri parcă eram în plină vară, 18-19 grade, am stat în tricou. Era să mă și ard de la soare. Fețe zâmbitoare pe afară, mașini decapotabile, toată lumea bine dispusă, un zumzet așa, cu gândul la vacanță. Azi când m-am trezit la 6 dimineața, că eu vara nu dorm, dar primăvara mă trezesc de vreme, ploua. 9 grade se resimțeau ca 6, ploua cu fulgere și tunete. Fiind în Ardeal, se vedea fulgerul și tunetul venea cam la un minut după el, da? Băi, dar am trecut deja în sezonul ploilor de vară, am sărit peste primăvară, habar n-am. Ieri aveam o speranță în inimă, o căldură în suflete și acum ploi, vijelii, vreme urâtă și săptămâna viitoare. Nici nu știi ce să mai crezi, că bei o cafea. Irina, mi-a trimis Irina cafele din Danemarca, mulțumesc frumos, pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea, dar m-a atenționat. Zice, ai grijă, cafelele astea să beau și joi și vineri. Respectăm clientul nostru, stăpânul nostru. Să trăiți la mulți ani, doamnă Irina. Mulțumesc frumos! Bem o cafea, să mai uităm de... Eu cred că astăzi e ziua păcălerilor. Sau ieri a fost. Ieri ne-a păcălit că vine vara. Mie, pe cuvântul meu, de-a mea arde să fac păcăleri, să fac glume de astea deplasate, fake news-uri, fake bank-uri. Dar cred că ieri a fost natura, ne-a păcălit natura. A zis, zice, lasă că le arăt eu, mâine le dau ploaie. Ieri a fost ea autentică de vară, ce mâine le dau ploaie. Dar auziți, doamnelor, domnișoarelor și mai ales și domnilor, cine-i născut pe 1 aprilie? Câțu, premierul nostru, guvernul nostru e născut într-o zi, premierul, șeful guvernului, născut într-o zi a păcălelilor. Dar cum să-l crezi pe omul ăsta? Cât ar fi el de serios când spune ce spune? E născut totuși pe 1 aprilie, o fi el berbec pe zodie, dar e născut de 1 aprilie. Nu, cum să meargă treaba bine? Cu ocazia asta, ieri în presă, o doamnă, a infirmat faptul că este combinată cu rockerul Câțu de la guvern. Nu, ăla năcaz. A primit cadouri. Am văzut o poză pusă de domnul Dan Barna, vicepremierul. Ce vicepremierul, de fapt? Unul care nu face nimic. Dacă face ceva, face premierul. Vicepremierul încasează leafa și postează pe Facebook. Deci am văzut la dânsul, la domnul Barna, pe Facebook o poză în care își prezenta cadoul pe care l-a oferit domnului Câțu. Și ce cadou credeți că i-a oferit din partea USR Plus? 3 pixuri, vorba lui Despot. Câte pixuri i-a oferit? 3 în Panamea. 3 pixuri în culorile Alianței. Galben de la PNL, verde de la pădurile pe care, de la UDMR, și un pic jumate alb, jumate portocaliu, ca să deseneze cu argeciolo și combinația USR Plus. 3 pixuri, mă, ăsta e om de 3 pixuri. Eu știu că multe le face din pix, dar trebuie să n-aibă Barna bani să ia un cadou frumos, un stilou elegant, un tricou cu Metallica, știți, că e mare rocker, un tricou cu Gorgorot, un tricou, să vadă pom, că o să mai iasă la concerte, un tricou cu ceva simboluri de astea ale rockerilor, un tricou cu Behemot, un tricou frumos cu Negură Bunget, un tricou frumos cu Fuego, nu cu Fuego, cu rocker de ăștia. Eu la pix. Pix, cadou pix, să-i dai la Câțu, dita mai premierul țării, să-i dai cadou de ziua lui pix. Eu și zis la Barna, ia-mă de pix. Mă gândesc, dacă era Orban premier și rămânea tot Barna vice, oare mai avea tupeu să-i dea cadou Barna lui Orban pix? I-a aruncat pixul în față, domnule, dacă nu-i dădea o sticlă de ceva, hai să fim serioși. Din pix! Că tot e să fac din pix în țara asta. Și de aia țara merge ca pixul, dragi abonați pe canalul de YouTube. Haideți cu subscriberul, cu share-ul să ajungem la 6.000. 6.000? Da. Din pix avem și noi peste 7.5 la 1.000 rata asta a infectărilor în Cluj-Napoca.
De acum am intrat în weekend, stăm calm, la 6 nu mai mergem, de la 6 încolo nu mai mergem la magazine, la 8 seara ne băgăm sub plăpumioară. Vai șabar de ea țară. Dar dacă rămâne rata asta din pix, și de luni vom suporta aceleași consecințe. Restaurante, teatre închise, totul închis, dar la mall, te poți duce la mall, că vine toată lumea bună din județele limitrofe să-și ia Adidas, tene și bluși. Ai mă! Nimic nu judecăm, nimic nu învățăm. Între timp, domnul primar Emil Boc continuă cu ideea sa foarte bună, pe lângă faptul că a fost numit cel mai bun primar din Europa, Asia și alte continente încă nedescoperite și toate galaxiile. Domnul primar continuă pe ideea asta că vrea să facă un festival experimental, festival test la Cluj-Napoca, să se vadă cum se merge cu îmbolnăvirile. Tu, dacă ești gata vaccinat, dacă ai nu știu ce că ai făcut și dacă mai ai și un test negativ, poți să mergi la concert. Dar a venit prefectul de Cluj, domnul Tașnă, avocata de la Dumnezeu, Tașna, ne-a zis, domnule Bocule, nu prea este bună ce spui dumneata, la rata asta de 7,8 boss sau de 5 hot tot, nu prea se pot face concerturile aici în Sevaroș Coloșvar, în Onlacom o Coloșvar. Angiol cam, ghele mar. Deci deja încep frecușurile și mai dă-i cu dușuri ca să mai treacă din frecușuri. Da, cafea bună de la doamna domnișoara, nu știu, dar îi mulțumesc oricum, Irina din Danemarca, buymeacoffee.com/nicubendea, cafeaua cu inorogi, inorogus rogus. Aurul, pe de altă parte, nu pierde timp, nu pierde timp într-o postare pe Facebook, că de unde să mai afli noutățile din politichia noastră? Filiala din Ialomița, de la Aur, scoate la... Și e râs dacă nu e plâns. Am bărbierit bine. Băi, pe vremuri mă verificam în oglindă dacă am luat de peste tot. Acum mă verific aici în filmul. Pe timpul nu e bine de aici. Aici crește cel mai repede și aici niște insulițe. Dar ce să fac? Să-mi las barbuc ca domnul Kerekeș de la... Nu primarul, Kerekeș de la Sănătate Publică, nu. No, în fine, Aur, filiala Aur din Ialomița scoate la concurs două posturi de primar. Se fac în două localități alegeri anticipate și scoate la concurs filiala Aur două posturi de primar. Ce trebuie să facă cei doritori, candidații? Trebuie să dovedească faptul că sunt mândri că sunt români. Adică să arunce chiștoace pe jos, să înjure opoziția și să fie anti. Acum ce să mai... Numai ca pe vremuri alegeai pe cel mai de vază membru. Plătitor de cotizație, cel care a fortificat... Nu, acum, ești patriot, ești mândru că ești român, dă-ne și un like, share și ca la mine pe canal și ești primar. Ce să facem? Unde duce lipsa de carte? Că nu întâmplător astăzi este Ziua Internațională a Cărții pentru Copii. Luați-vă copilașii pe genunchi sau în brațe și citiți-le o povestioară, ceva dintr-o carte pentru copii, aventurile lui Habarnam. Oh, ce carte grozavă și ce ilustrații. Da, e un pic greu. Cartea pentru copii sau cum zic ăștia mici, că lor dacă nu li se scrolează, dacă nu pot mări greu cu generațiile astea actuale, oricum urmează 4 săptămâni de vacanță, salutare. Uită de lecții, uită de toate, măcar câte o poveste, măcar câte o lectură din autorii copilăriei noastre. Așa ne mai aducem și noi aminte de vremurile alea frumoase, vremurile bune. Nu v-aș mai lăsa că aș face un live de 25 de ore din 24, că avem ce povesti. Vă las totuși și vă rog să reveniți cu părerile și opiniile dumneavoastră în secțiunea de comentarii. Mă duc și eu să vedem ce mai putem face pe aici în casă. Astăzi sunt procuror. Am trecut, m-a avansat soacra de la șef de plasă la procuror. Mai trebuie luate câte ceva chestii mărunte pentru sărbătoarea Paștelor pe care o vom aniversa, o vom celebra în această duminică. Soacra a pornit aragazul, dă pe jos cu tătei nervoasă, cuțitele nu taie, le-am dus la ascuțit în decembrie, acum deja stocite, trebuie să prezinte ceva pentru masa de Paște. Se tătuită pe la master și pe la conia fenec și nu găsește numai rețete de caracatiță
somon și doradă. No, mâncă-le tu, îmi zicea, mâncă-le tu că de Paști, baran eu e la putere, macoș baran fei, asta o să-mi gătească dacă nu-i vine o idee. Dar mai discutăm noi mâine, poate pe Facebook despre asta. Weekend plăcut, toate cele bune și să vă meargă la suflet postarea de astăzi de aici, de pe canalul de YouTube. Vă aștept la comentarii, Doamne ajută-vă!